Cum poate un copil să fie vinovat pentru acțiunile sau inacțiunile părintelui său? Pur și să simplu trebuie de luat și de făcut. E simplu ca bună ziua. Ia și fă. Ca flagul celor roșu în fața la... La taură. Da, da, da. Orfelinatele nu trebuie să existe. Nu are sens să trăiești viața fiind pesimist. dragi bine v-am regăsit la o nouă ediție de podcast la Tablă. Astăzi l-am ca invitat pe Dragoș galbor. Salut Dragoș! Salut Alex și mulțumesc pentru invitație și chiar mă bucur că uite avem că după atâția ani de la absolvirea liceului încă mai trec la tablă. <laughs> am pregătit niște coații. <laughs> uh, -uh. Pum, aș face față. Îți-a plăcut matematica la școală? Da, am fost foarte bun. Am văzut 10 la bac la matematică. Wow. Deci prima întrebare de ce care dau eu la, la invitație e întrebarea despre ei. Să povestească ceva ca ulterior ceea ce spui a, a, cumva să aibă cântar mai mare la, a, la, oameni. Plus, probabil că acum o să te vadă un, 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 un de oameni care poate nu, mai, nu au auzit de tine sau nu au văzut ce faci tu și ce te ocupi tu. Și interesant. Da, poți. Of, chestia asta, știi, de a fi succint în propria descriere e de fapt dificil, știi, dar o să încerc. Uite, eu sunt un om simplu, băiat născut la Bălți, crescut la Bălți, am învățat la Bălți, um, am absolvit și am venit la Chișinău, am absolvit Universitatea de Medicină, după care am făcut un master în Criminologie și Științe Penale. După care am mai făcut diferite cursuri de hai spunem, dezvoltare profesională și dezvoltare personală, după care am făcut un MBA la Sheffield în Marea Britanie, în managementul sănătății. După care am trăit în străinătate și uite, am întors de câteva luni acasă în Moldova, într-o nebunie sau într-o criză de dor acută de dor de casă, de oameni, de, de, de bunici, că eu încă mai am bunici, slavă Domnului. Și, uite, m-am întors acasă și m-am implicat, lucrez într-un proiect privind protecția copilului, drepturilor copilului, ajutăm familiile nevoiașe din Moldova, care sunt foarte multe, prevenim instituționalizarea copiilor, închidem orfelinatele din Republica Moldova, și dincolo că e un job, până la urmă e mai mult pentru mine o hrană spirituală, pentru că ceea ce facem noi trebuie să ai un suflet mare ca să faci. Nimeni la noi nu lucrează pentru bani când e vorba de copii. Noi ceea ce facem și ajutorul pe care îl acordăm este strict, ține strict de suflet și eu tare să așa liniștit și bucuros cuit uite mă întors acasă și fac ceva pe placul sufletului meu, știi? Uh, uite, asta sunt eu, am 34 de ani, uh, am planuri și mari, și idei mărețe și vise, și mă bucur că uh, simt că pot să le dau curs. Adică simt că le pot realiza aici, acasă, fără să mai plec nicăieri, și încerc să fiu un exemplu, și prin puterea propriului exemplu încerc să mai conving lumea care au plecat, că foarte mulți oameni buni au plecat și chiar încerc să-i conving să, -i să -i întoarcă acasă, pentru că în primul rând acasă e acasă și în al doilea rând chiar, chiar e loc de dezvoltare, e loc de afaceri, e loc de, de orice, de realizarea viselor în Republica Moldova. Eu de asta m-am întors și îndemn și pe alții să se întoarcă. Tu spuneai ceva de doar uh știu că sunt oameni care cumva pierd conexiunea asta de o sau nici nu au avut-o potențial. E Iată cum e să te simți gen oricum duci, când lucrai acolo te trei ani te ai zis poți că ai lucrat în... Da, trei am fost în Irlanda și doi în România. Uh -huh. Cinci în total am fost plecat. Și în România tot n-ai avut senzația asta? În uh, România, aveam, dar în România eu practic o dată în săptămână, o dată în două săptămâni veneam uh, acasă, știi, vizitam părinții, bunicii, cumva era conexiunea mai puternică și plus că România până la urmă e spațiul nostru cultural, istoric și nu te simți chiar atât de străin cum te simți în Irlanda, pe o insulă între Oceanul Atlantic și Marea Irlandeză. Uh, în România nu aveam crizele astea de dor, dar când am fost plecat în pe insulă în Irlanda, din păcate și pandemia a cutezat tot dorul ăsta, pentru că practic eu eram singur, fără familie, fără aveam acolo unul, doi prieteni, dar știi, fiind cumva mă simțeam ca într-o închisoare până la urmă, știi, că nu puteam nici călătorii nici nimic și cumva s-a acumulat dorul ăsta de casă, setea asta de, de a-mi vizita, nu știu, locurile dragi, locurile din copilărie. Și când a trecut pandemia, imediat am fost de Paște acasă anul ăsta și am zis, nu, nu, eu rămân, eu, eu nu mai vreau să plec, știi. Eu m-am dus, dus, înapoi după Paște pe o lună și n-am putut dormi nopțile, nu știu, nu mai eram în apele mele. Și mi-am luat hainele și am venit acasă neplanificată, îți spun, adică am luat decizia, iată, gata, eu nu mai pot, eu vin, eu mă întorc acasă. Și m-am întors. Așa, ce diferențe ai văzut între Moldova cu trei ani urmă și Moldova de azi? Dacă simte asta, pe nu simte, poate nu se vede. Se simte, se simte, uite, hai să spunem, probabil în mediul urban se simte mai mult, că în satele cum au fost așa și au rămas, poate chiar mai rău, în mediul urban, Chișinău, Bălț, Ungheni, Cahul, observ un tineret mai dezvolt, un tineret mai colorat, mai activ, mai gălăgios, mai vorbăreț. De ce zic? Nu zic cu, cu sau cu... Nu zic de rău. Din contră, noi, de exemplu, când eram tineri, nu eram așa de vorbăreți nu știu, probabil că eram o generație de tranziție de la Uniunea Sovietică la, hai să zicem, la democrație, la independență și nu eram noi așa vorbăreți. Dacă ne adunam într-o clasă, eram în clasă 36 de copii, știi, toată lumea, poate 1, 2, ridica o mână sau... Nu știu, nu aveam, nu aveam senzația asta. Chiar dacă știam la școală, de exemplu, materie, nu întotdeauna ridicam mână, pentru că, nu știu, Eram cumva educați cum mai bine țineți limba după dinți. Nu știu, e la nivel cognitiv, probabil. Dar acum nu-i poți opri. Din câte văd eu așa, că mai am diferite proiecte cu tinerii, sunt foarte vorbăreți, pun foarte multe întrebări, sunt așa băgăcioși în sensul sănătos a expresiei, știi? Îmi place chestia asta pentru că doar așa, doar punând întrebări și doar discutând și doar fiind în permanentă discuție, afli, cunoști. Și eu cred că asta dă cumva o speranță pentru un tineret mai mai educat, mai înțelept, pe, pe termen lung, zic. Asta e o diferență pe care am observat-o în anii în care am lipsit de casă și doi, că tare s-au mai construit blocuri unul peste altul și s-a înghisuit, de exemplu, o practic, casă în casă și nu înțeleg cine mai trăiește, cine mai cumpără, toate apartamentele astea, dat fiind faptul că lumea încă emigrează masiv și în ultimii ani au emigrat sute de mii de moldoveni. Interesant. E este ca un paradox. Da. La noi merge două migrări simultan, știi? A, o parte din la țară vin la Chișinău, că aici sunt posibilitățile, da. și paralel Chișinău, Chișinău pleacă, pleacă sau, sau și de la sat pleacă mai, mai, mai încolo. Foarte puțini revin. Dar iată, pe lângă tine mai știu un caz bun care e 30 ani în Praga și lucrat în sistem bancar, adică wow. era... High level. Da, și avea și salariu bun și avea de toate și nu, nu tot omul o să stai, adică că Nu te joci. Bine, vezi că eu medic fiind, eu am și o explicație medicală slash fiziologică asupra dorului, știi? Adică eu știu ce se întâmplă în creier când ți-e dor și dorul e ca o dependență, înțelegi? Exact uh, neurotransmițătorii în cazul dorului lucrează exact ca în cazul dependenței de alcool, de droguri și așa mai departe, știi? Uh, pentru că tu ți-e dor și când vii acasă, de exemplu, în vizită și -mi văd bunici, îmi văd bunicii, îmi, îmi, îmi părinții nu știu, miros, placentele din cuptor și așa mai departe, tu înțelegi, în creier se eliberează dopamina, care este un hormon al plăcerii și al recompensii. Și tu când pleci după asta înapoi, Ți-ți lipsește chestia asta și uite chestia asta, lipsa asta, e dorul de fapt, din punct de vedere medical, dacă ai fost cumva interesat de o explicație fiziologică a dorului, știi? Nu, eu, eu înțeleg toate emoțiile astea cum se caracterizează pentru că acum e foarte, cum recent spunem în termeni istorici, de câțiva ani a devenit mai popular subiectul de neuroștiință și de... Mm -hmm. tot, ce ține de orice tip de reacție în organism și explicat pe limbaj adecvat cumva și disponibil pentru toată lumea. Să portăm ideea aceea, tu, spuneai mușul lumea să gândi că noi închidem tot închis, vor fi și nu să înțeleagă în, ce sens în, închis. Da, uite, eu lucrez la, în cadrul unei organizații care se numește Copil, Comunitate, Familie. Simplu și explicit. Organizație care de 18 ani activează în Republica Moldova și care scopul căreia este atât prevenirea separării uh, familiale, adică separării copiilor de, de părinți și așa mai departe, cât și eliminarea și închiderea orfelinatelor din Republica Moldova. Timp de 18 ani, copil, comunitate, familie împreună sau cu suportul autorităților au închis 10 orfelinate. Ca să înțelegi, în 2004 în Republica Moldova erau în jur de 11.000 de copii în, în, orfelinate. Asta e, asta e tragedie, înțelegi? Acum au mai rămas, cred că 1.000 plus. Deci îți dai seama cu cât aproape cu 10.000 s-au redus. Drama copiilor din orfelinate și de ce noi ne zbatem să le închidem, E un lucru care puțină lume îl cunoaște. Uite, 9 din 10 copii din orfelinatele Republicii Moldova au părinți. 9 din 10 copii din Republica Moldova care sunt numiți orfani, nu sunt orfani. Au mamă, tată sau numai mamă sau numai tată, dar au, au un părinte cel puțin. Deci este nedrept să iei un copil și să-l privezi de libertate, de copilărie, de dreptul la educație, de dreptul la de dreptul la viață până la urmă, pentru că în orfelinat ce fel de viață? Asta e instituție de tip închis, ca o mini închisoare, dacă vrei, în care există caste, în care cei mai mari îi asupresc pe cei mai mici, în care sunt copii abuzați, cazuri de viol, Doamne ferește ce se întâmplă acolo. Deci este o instituție nocivă pentru sufletul copilului, pentru sănătatea mentală a copilului și nu mai puțin important pentru dreptul copilului la educație. Când înțelegi ce avem noi, statisticile noastre ne spun că uh, 90% din copiii, din băieții care ies din orfelinate, o iau pe, ca, pe calea pușcării, drogurilor, alcoolismului. 70% din fetele care ies din orfelinate repetă istoria mamei lor nasc necontrolat pentru că nu au o educație o educație sexuală, o educație, o educație elementară, hai să-i spunem așa. Nasc și își abandonează copiii. Și copiii cei nimerind în orfelinate se creează un cerc vicios. Conceptul nostru a organizației copil, comunitate, familie este de a, de a, um, preveni în primul rând, da? pentru că sunt familii cu 5, 6, 7, 8 copii, 10, 11 copii și pentru a-i ajuta ca să nu-i dea, pentru că, să nu dea la orfelinat, ce se întâmplă? Să vin mama, tata și să uită, zici, uite, aveam 6 copii, dar nu putem să-i întreținem, hai pe ăștia doi să-i dăm la orfelinat. Se închipui? ce se întâmplă, adică nu ți închipui și nici eu nu închipui ce se întâmplă în sufletul părinților celor, ceia. Dar noi încercăm să-i ajutăm. Uite, hai că noi ce aveți nevoie? Îi ajutăm și cu o casă până la urmă. Îi ajutăm, lucrăm cu ei. Copiii încercăm și îi includem la școală, la grădiniță, la creșă. Pe părinții încercăm să-i, nu știu, la cursuri de instruire, gen croitorie, lemnar și așa mai departe. Încercăm cumva să-i să să menținem și să-i ajutăm ca să nu se pare, ca să nu trimită copiii la orfelinat. Iar pe cei deja aflați în orfelinat, încercăm să-i scoatem și nu că încercăm, dar și reușim să-i scoatem și să-i plasăm înapoi în familiile lor biologice. La mama, la tata și la frați, la surori. Da, major, marea majoritatea cazurilor putem spune că, uite, aveam părinți, ori mama, ori tata e abuziv, e violent, ori e alcoolic, ori e dependent de droguri. Da, dar în așa caz îi plasăm la bunici, la bunici, la rudele apropiate, la bunici sau la cineva din familia extinsă, să spunem așa. Și la fel îi ajutăm să se pună pe picioare ca să crească acești copii. Copilul, prin definiția lui de copil, trebuie să crească într-un mediu familial eu înțeleg că timpurile sunt grele și s-au schimbat și acum să nu, eu înțeleg că familiile, mediul familial în ziua de azi cântații pur și simplu dispar, știi? sau nu-și nu asum multe responsabilitățile, cresc oricum mama. Ori dacă nu i mama, dacă mama e dependentă de droguri sau de alcool, cresc cu bunicii. Da, dar e mediul familial. Crește acasă, mănâncă dimineața, la amiază, se duce la școală, are parte de o îmbrățișare, are parte de o, de o încurajare, știi? Deci este absolut diametral opus felul sau modul de a crește, mediul de a crește într-un fa, mediu familial a copilului și mediul din orfelinat, înțelegi? Orfelinatul este un închisoare. Și noi am moștenit încă orfelinatele astea de la Uniunea Sovietică care chiar erau închisoare. Un Unii pur și simplu erau copilul de la nou născut, aruncat și la 18 ani era discuiată ușa, spleci, știi? De ce îți dai seama? Tu scoți în societate um, indivizi neadaptați social, pe care tu nu ești pregătit pentru societatea asta. Sau dacă tu ai încercat să-i pregătești, nu ți-a reușit, pentru că practic e imposibil să-ți reușească, pentru că societatea e într-o continuă metamorfoză. Și tu, ca și instituție, hai să spunem, deplasament tu nu ai capacitatea, inclusiv financiară, să te adaptezi, hai să spunem, cerințelor societății de azi, care sunt foarte dure, știi? Și un copil ieșit din plasament, uite, azi, ai împlinit 18 ani, te rog să-i liberezi camera, știi? Și tu ieși în societate. Înțelegi? Asta e, asta e, asta e tristețea lucrurilor pentru asta noi luptăm, pentru asta noi muncim și uite fapt că noi aproape, noi am închis 10 orfelinate în 18 ani, face ca această organizație copil, comunitate, familie să fie una cu totul și cu totul specială și una chiar așa să spunem pionier în Republica Moldova în ceea ce ține de dezinstituționalizarea copiilor din, din centrele de plasament, din orfelinate și așa mai departe elu part-time sau, sau cum e, ajuns să activezi aici în... Da, deci uite, pentru că organizațiile au nevoie de finanțare. Noi aplicăm la diferite proiecte, da? Și în Moldova, CCFM ce ce Moldova Copil Comunitate Familie reprezintă Hope and Homes for Children din Marea Britanie, care este numărul 1 în lume ca și organizație uh, specializat pe protecția drepturilor copilului. Și... Scuze. Da, și de asta, uite, noi eu, de exemplu, când am venit în Moldova, eu am aplicat la, la job-ul care era, era o, o, inovație, sau cum să spun, ceva nou pentru Republica Moldova. Ei au propus în Republica Moldova să creeze un post pentru un National Fundraising Officer, pentru un um, om care se ocupă de. pentru un om specialist care se, se ocupe de uh, strângere de fonduri, da? Crowdfunding și așa mai departe. N -n -n, și plus, de exemplu, eu am aplicat, eu am câștigat concursul și eu, pe proiectul ăsta am intrat uh, la organizația aceasta și eu activez în sfera asta. Eu mă ocup de colectare de uh, fonduri proiecte, granturi de la corporate, de la business de la afaceri, oameni de afaceri individual pe Facebook comunitatea de patroni, de exemplu de pe, de pe patreon.com și uite, eu încerc să creez în Moldova conceptul de responsabilitate socială el în principiu există în fiecare om știi, fiecare om cumva în sine lui Încearcă poate să ajute, sau poate eu așa cred prea bine despre oameni, știi? Dar eu vreau să cred că fiecare om are în sine sa sentimentul ăsta de a ajutora pe cei mai mai nevoiași. Dar eu ce vreau să dezvolt ține mai ales de, de segmentul de business din Moldova, știi? Uite, avem afaceri, business nu, mici, medii, mijlocii mari. Tu câștigi, tu ai afaceri, tu câștigi bani uite din bani cei, tu trebuie să înțelegi că tu un 2-3% trebuie să le aloci ca să tragi din urmă societatea în care trăiești, ca să îi tragi din urmă pe cei care nu pot, pe cei care da, și pe cei care nu vor. Eu înțeleg că asta e contravine, să bate cap în cap, dar nu contează. Tu trebuie să tragi din urmă pe cei nevoiași, pe cei rămași în urmă, hai să spunem așa direct. De ce? Pentru că altfel n-ar avea sens conceptul de societate sănătoasă, tu îți dezvolți un business din start pe termen lung. Tu vrei să câștigi și businessul tău să aibă o durabilitate. Dar ce fel de durabilitate poți să aibă dacă tu îmbătrânești, timpul trece și din urmă nu vine o generație cu educație și cu joburi bune care să-ți asigure o putere de cumpărare și care să-ți aducă venit afaceri tale pe termen lung. De asta tu trebuie să investești în copii, în educația lor, în, în sănătatea lor până la urmă, și în sănătatea mentală, și în sănătatea în general. De asta eu încerc și am rezultate bune, încerc în Moldova să, 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 să conving, mediul de face, să conving, și oamenii văd că, știi cum, s au urnit carul din loc. Lumea donează, lumea se implică în proiecte, lumea vine cu inițiative. Eu sunt pur și simplu fascinat atunci când văd că vine cineva cu inițiativă. Pentru că asta lipsește atât de mult Republicii Moldova și-a lipsit în toți acești 31 de ani de independență. Inițiativă! Vină, gândește, ai idei, vină, spune, vină cu inițiativă aici, pe domeniul tău de competență, pe un domeniu care ține de sufletul tău, că tu așa simți, vină, vină, dar nu sta, nu te rușina, nu, nu te împușcă nimeni, nu-ți nu face nimeni, nu-ți pune bețe în roate, mai ales în ziua de azi, cu toate instrumentele astea de comunicare în masă, cu, cu internetul ăsta, toată lumea are acces liber, vină cu inițiativă. Asta încerc și suntem pe calea cea bună în ceea ce privește, în ceea ce privește colectarea de, de implicarea societății civile și implicarea mediului de afaceri în, în, conceptul de responsabilitate socială. Asta e și noi încercăm acum, uite, noi avem copiii ăștia care îi scoatem, de exemplu, din orfelinat și îi plasăm în familiile lor și nu au o casă. Nu? el nu are casă, nu a avut. Copilul e vinovat că părinții lui nu au avut casă sau nu au lucrat. Nu, cum poate un copil să fie vinovat pentru acțiunile sau inacțiunile părintelui său? Nu poate. Copilul nu poate răspundere, mai ales copiii mici. Ce fel de răspundere? Minori. Așa că noi ajutăm. Iată, am mai cumpărat chiar lunile trecute, am făcut crowdfunding și am făcut niște colectări de fonduri, am cumpărat case. La, vorbim de sate, Evident că în Chișinău nu ne permitem și nici nu are sens. În principiu, Chișinău nu are sens să cumperi casă. 2. Um, facem evenimente, uite avem maratonul internațional Chișinău care e la sfârșitul lui septembrie, pe 25 septembrie, unde noi am pornit o campanie prin care uh, 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 vindem bilete la maraton și din banii pe care o să-i colectăm, în urma vânzării de bilete, de pachete, de uh, business, vrem să cumpărăm o casă pentru o mamă cu 5 copii, mamă singură care îi crește, știi? eu tare sper că noi să strângem mai mulți bani decât am preconizat și decât ne-am planificat ca să putem cumpăra încă și mai multe case. Pentru că e atât de important copilului să-i dai o noțiune de acasă, e atât de important ca el să aibă, de exemplu, nu știu, unu, doi într-o cameră. Noi avem familii care trăiesc 11 într-o cameră. Mama cu tată și cu 11 copii. Și nu sunt alcoolici, nu sunt oameni rei, nu -s, au de vicii. Pur și simplu e așa. Sărcii din sărăcie au venit, în sărăcie trăiesc și încercăm să-i scoatem din cercul ăsta vicios pentru că îți dai seama, noi lucream cu familiile preponderent cu mulți copii pentru că de exemplu, uite, am cumpărat ultimele luni sau am strâns bani pentru trei familii cu 5 copii. Îți închipă, noi am schimbat soarta la 15 copii. Asta e foarte important și uh, ce facem noi azi și aici și acum, este, nu este pentru aici și acum, este termen lung. Noi, noi sperăm că, uite, din copiii ăștia o să crească o să crească oameni care vor, face, vor forma această componentă sănătoasă a societății din Republica Moldova. Chiar e că pentru asta lucrăm, pentru asta ne zbatem, pentru asta am ales domeniul acesta. Dar mi se pare că despre domeniul dat nu prea să vorbește ce în ultimul timp, pentru că Facebook așa e polarizat, ori trebuie să vorbești prostii de politic, legat, ori chestii. Din păcate, da. Dar în despre faptul, de exemplu, nu știu, chiar și acești adopții sau uh, uh, probleme de genul dat, sau că sunt oameni care trăiesc, așa, uh, care nu au elementarul acel de nivelul bazic de piramidă la maslă, adică acoperiș, apă caldă și chestii da. de Și... Uh, lumea cumva trece. Adică poți te uiți la atitudinea oamenilor, unor oameni, iar sunt oameni buni și sunt oameni mai puțin buni, oameni diferiți. Uh, când vezi, de exemplu, nu știu, un baschetar sau ceva genul dat, sau îl vezi unul, adică teoretic te gândi că ar trebui să te apropii să vezi cum sunt și să suni da, nu știu, la 112 și știu. să se vadă. Uh -huh. Lumea, pur și simplu, o să treacă pe lângă, știi? Păi te faci, nu știu, niște, să o aveți de gând, niște experimente sociale, cum se face, știi? <laughs> A, am înțeles, cum fac cineva să face pe strada? Sau un copil singur să-l vezi. Iarăși, experimentele acestea sunt mai mult vezi cum pentru Facebook, print. În realitate, ele, cred că nu schimbă nicio lege și nicio politică privind protecția, dreptul drepturilor copilului. Dar cine e responsabil atât? Să ocultăm că avem, avem guvern și minister, cine e responsabil de domeniul da? Responsabil este Ministerul Protecției Sociale și familiei, muncii și familiei. ute, chiar acum, uite, eu, asta se întâmplă, că se înțelege, azi s-ar putea să plouă, că o să laudă, chiar avem un ministru foarte bun. Eu nu știu dacă Republica Moldova a avut de la independență un ministru atât de deștept Anumit deștept și bun în ceea ce face ca domnul Spătar de la Ministerul Protecției Sociale. Chiar este, un, chiar este un tip deștept. Deja eu înțeleg că la nivel mai așa, mai, mai național, e greu cu banul, e greu cu, înțelegi, Republica Moldova, știi, nu, nu suntem Elveția. Dar, noi avem legi foarte bune. Noi avem legi bune în Moldova, în principiu. Noi avem probleme cu implementarea lor și noi avem uh, probleme la nivel de executare, știi? Eu, eu, mi e greu să, să spun, pentru că eu nu sunt acolo, unde se rupe lanțul ăsta de, de mecanismul de acțiune, știi? Dar legile sunt bune. Uite, la noi, că dați legi, dați legi, dar stai un pic, care dați legi? Noi avem legi bune. Ele pur și simplu trebuie implementate unde poate, da, spunem că nu avem specialiști care se implementeze, alții spun că, nu știu, că nu există disciplină, că peștele de la cap se strică, dar putem la nesfârșit așa să ne aruncăm cu, cu vina și aștepta ca să vină cineva să schimbe, dar ideea e că în timpul ăsta au de suferit copiii, au de suferit păturile vulnerabile ale societății și atunci nu, nu hotărâm nimic, doar căutând scuze permanent, știi? Pur și simplu trebuie de luat și de făcut. E simplu ca bună ziua. Ia și fă. dar noi știi care e problema? Că noi suntem așa educați că să gătăm în viață, știi? Unu, corect. Și, doi, e, teama asta să-ți asumi responsabilitate, știi? Noi nu sunt, eu nu știu, eu cel puțin, eu n-am fost educat în copilăria mea, eu m-am autoeducat să-mi asum responsabilitatea. Dar școala pe mine nu m-a educat, de exemplu, în fragida mea copilărie, să-mi asum, nici grădiniță, Înțelegi? de timpul cineva lua decizie pentru tine. De timpul exista cineva care să știi să... Mh, nu știu. Nu, asta e inerția sistemului sovietic, știi? Exact, asta e, pentru da. Pentru că bunei noștri au fost educați într-un fel. Părinții. Părinții noștri în alt fel și anume faptul ăsta că întreabă nu se poate. Chestia cumva o răspunsă și pentru noastră. Și abia generația asta care acum după 2000 să rupe din... Să rupe din lanț pentru Așa. că au modele și apropo, dacă ți-aduce aminte de copilăriile noastre, răspunsul mai când întotdeauna era nu. Mai mult nu decât da, știi? A, dar eu nici nu întrebam, că era clar că nu. Adică faceam prostie, așa că urmă îmi scuză. Da, înțeleg. Că el spune nu, dar asta e ca, ca flagul cel roșu în fața la... La Taur. Da, da, da. <laughs> Da, vă trebuie răspunsul să fie. Da, și uite, asta, asta încercăm și tu spui corect, că nu prea se vorbește, e cumva un subiect care, pentru că e vorba de păturile social vulnerabile, parcă nimeni n-ar vrea să, să, să aibă, de, știi, nu știu, o legătură directă. E, nu, oamenii, dacă, geam, E un subiect dureros. E dureros, dar cumva, dacă nu te vizează, direct cumva, știi? Da, da. Te faci un viață mai copacul o într-o pădure. De exemplu, apropo, uite, tot, tot copilul comunitate, familiei se ocupă cu instruirea asistenților parentali profesionali. Eu îți spun că eu practic cu cine mai vorbesc așa din societate, nimeni nici nu a auzit de asta. Asta e foarte important. Noi practic deja vreo 500 cred că am, am instruit. Ce e asta? Iată, uite, copilul din orfelinat sau din centru de plasament sau chiar cu dizabilități. Un copil cu dizabilități care l-a aruncat acolo la, naștere ca pe un dint stricat, știi? Doar el, el trebuie să crească în mediul ăsta cu dragoste, copilul are nevoie de afecțiune. Noi instruim asistenții aceștia și îi plasăm copiii ăștia din orfelinat în familiile acestea. Asta nu e adopție, nu e proces de adopție. Asta e un proces uh, de asistență, de creștere a copilului până la majorat, da? până la 18 ani el crește în acești familii. Cu unde poate să mai există vreo 2-3 copii a familiei cu tare. Știi? Uh, avem oameni, uh, pur și simplu cu inimă mare, care au câte 3-4 copii, care decid să ia acasă la ei încă un copil din orfelinat. E un proces de durată toată instruirea asta, pe urmă este un proces de... Uh, acomodare sau cum când uh, matching uh, de, de, da, de comp spui. compatibilitate dacă să vedem dacă există compatibilitate între părinți și copilul ăsta care îl vrem să... și cu ceilalți copii da, zi, da, să se da, da. da. și plus că dacă copilul din orfelinat mai are încă o frate sau o soră încurajăm și aproape că insistăm ca toți împreună să trăiască în familia cu tare. Adică frații, frații trebuie să tot trăiască la un loc. Noi nu putem uh, lua din orfelinat un copil sora sau fratele căruia a rămas acolo, știi? Asta este traumă, traumă psihologică. Da, adică Dar după lege stipulată asta undeva, gen? Că la Dar asta nu e adopție. Ah, tu no, nu-l okay. Tu, pur și simplu, uh, el trăiește în familia aceea, Asta înlocuiește orfelinat. Tu îi dai copilului un mediu sănătos, familial. El vede, el vede că, uite, trebuie de spălat dinții. El vede că mama și, șta, tata, hai să spunem, vorbim de asistență parentală, el poate să le spună mama și tata, că îi poate să atașeze. Vede că, se că muncește, că uite că trebuie de lucrat, uite că se face curat în casă și apar la copii valorile. Copilul crește cu valori, el înțelege ce înseamnă o familie. El înțelege că după, tine, după ce ai mâncat farfurie și cana trebuie să o pui la lavoar. Înțelegi? Și el se formează și crește într-o societate în normal gata pentru a crește și a ieși în societatea mare, pentru majorat, spunem așa. E, și mi se pare frumos. Acum, acești asistenți parentali profesioniști au salariu. Au, nu, e mare salariu, dar oricum, nu contează. Ca să-i stimulăm, pentru că trebuie să întreținăți copiii ăștia totul costă în ziua de azi. Dar ideea care pentru un copil care este stă în orfelinat, e plasat în, în grija statului, statul cheltuie, hai să zicem, pe an vreo 8.000 de euro. De copil? Da. Ca să-i asiguri ca da, și Da, Sunt mâncare, tot, rechizite, probabil ca acolo știi cum mai pictează, Ca să plasează uh, în, într-un me într mediu familial, de exemplu, în, în, în APP, în as la asistenții parentală profesioniști, ca să-l paseze în familia cu tare. E vreo 900 1000 de euro pe Mă înțelegi? Pentru un copil. Deci, îți dai seama, îți dai seama ce diferență de bani. Deci, ele nu și-au, nu și-au pentru că este bani plătit în aer, bani plătit în vânt și tu crești nu știu ce crești. Tu de crești se... copii, dar ei, din păcate, în viitorul lor este foarte sumbru. Mi se pare că cuvântul orfelinat, în general trebuie să arhaism în general. 100 de procent. El au apărut din cauza la război, de la al doilea război mondial și război mondial, au rămas foarte mulți copii fără părinți și respectiv trebuie. Și le-au dat statutul ăsta de orfani. Asta, da, de. asta, e o jignire, știi? Nici un copil pe fața pământului nu merită să, să fie numit orfan. Noi, de exemplu, nu, noi nu numim orfani, știi? Eu folosesc termenul ăsta ca să fiu mai explicit în ceea ce spun. Dar în principiu noi numim instituționalizați, știi? E un cuvânt dificil, dar mă rog, așa și este. Pentru că asta e o jignire. Nici un copil nu merită. El are bunică, el are mătușă, are unchi, știi ce fel de orfan. Lasă-l să trăiască într-un mediu. Plasează-l acolo și statul trebuie să prevină. Să prevină separarea lui. Copilul trebuie să trăiască cu, cu, să vadă, să învețe. Copilul, copilăria nu e numai despre joacă, copilăria e despre a învăța, despre a obține îndeletnicire, abilități și așa mai departe. Ca el la 18 ani deja să fie gata pentru societatea asta, să iasă la universitate, să vadă că viața e dură, înțelegi, și mă rog, trebuie să fii călit cumva, trebuie să știi cum să reacționează în diferite situații. Plus că însuși conceptul de acasă este un punct de reper, știi, pentru un copil. El știe tot timpul că orice nu s-ar întâmpla unde ar pleca, el poate să întoarcă acasă, știi? Adică acolo, undeva, undeva. Are va... un fel de checkpoint, știi? Da, Ca da, 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 exact. De unde îi faci save-ul, știi? Și poți să începi din nou oricând. Da, da. Uh, Misiunea sau... Iată, iată care e ideea și cu asta, cu asta se ocupă copil, comunitate, familie și îți spun că munca asta este de suflet pentru că noi avem, noi avem uh, uh, în, 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 în organizație... Uh, avem angajați care în fiecare zi merg la familiile astea. Toate familiile care noi, în care am întors copiii și am plasat sau familiile cu care lucrăm pentru a preveni separarea, da? pentru a preveni uh, trimiterea copiilor în instituțiile de genul orfelinatilor. Uh, noi avem oameni care în fiecare zi se duc. Ștefan, Vod, Don Dușeni, Bălți, nu știu, ca hol în fiecare zi. Și îți dai seama că acolo se duc fetele astea, se duc în familie unde și purici, și păduchi și așa mai departe. Deci, crede că nici un ban de pe față pământului, nu o să te facă să te duci în, 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 în... să ai un asemenea job sau să te duci într-un așa un mediu unde e condiții deplorabile de trai, dacă n-ai avea un suflet mare, știi, și... Chestia asta, când, când te afli într-un mediu cu oameni, într-o ambianță cu oameni cu suflet mare, tu te molipsești, asta e contagios și sufletul tău înflorește și la fel, devii și tu un om cu suflet mare, vrei, nu vrei, pentru că te molipsește... Uh, voința asta lor și dărnicia asta de a ajuta copiii, știi, și într-adevăr, chestia asta, eu eu când m-am întors în Moldova, mă gândeam că, băi, știi, s-ar putea să nu rezist sau, mă rog, să mă nervez, dar când am venit și am văzut atâția oameni buni și că oameni buni care fac lucruri bune și frumoase, chiar, chiar, nu știu, m-am schimbat în, într-o secundă și am zis că nu, 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 nu. eu sunt acolo unde trebuie. Și asta partea e Partea plină a paharului că Chiar dacă se întâmplă foarte multe lucruri nu chiar frumoase, știi. Adică, tu, vezi, e suficient să mergi într pe, de ori pe zi, ca să înțelegi că trăim totuși în Moldova. Da. Dar ai cumva te, așa, te, o, o comunitate mică de oameni care. Nu știu, de unde cază, ți de și inspirația, da? da. Băi, pot ei, pot și eu. <laughs> da, exact, exact. exact același lucru și la noi, în genere, Uite, dar nu numai la noi, în toată lumea. Eu nu spun de Moldova, dar. E, întotdeauna un singur lucru rău care se întâmplă bate 100 de lucruri bine făcute. Știi? Nu știu de unde asta. Rău cumva ne ne captează mai tare atenția și dacă uiteți am făcut de 100 de ori ție bine și odată s-a întâmplat că mă rog noi și s-am făcut am greșit și asta e, Atunci e, prevalează actul celălalt negativ decât 100 de lucruri bine făcute. Și noi trebuie din contra, întotdeauna să ne oprim, să stai un pic, uite, s-a întâmplat, da, s-a greșit, s-a întâmplat un lucru negativ, rău, da, dar hai să calculăm, să cântărim, da, dar uite, dar s-a întâmplat pe lângă un lucru rău, sută de lucruri bune, hai să le scoatem în evidență. Din păcate, noi suntem corigenți la acest capitol, în a promova binele și a arăta partea plină a paharului. Nu no, ne place că e rău, că nu mai pot, că da, adică ce vrei este că nu există nimic rău? Da, e rău, da, suntem, avem coregenți la la, 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 multe capitole, la multe, am rămas, n-am dat multe examene în mica noastră istorie de, de, independență. Da, dar avem și lucruri bune. Și plus restanțele poți să le suțăie două Exact. Și a treia poți Noi le în fiecare da. Și uite, Anul asta în general m-a bolversat și cred că a bolversat pe toată planeta, cu Moldova cu toată incapacitatea ei economică și cu toată, uh, cu toată logistica care practic nu exista. Cum noi am, 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 am primit toți refugiații ăștia și cum i-am luat în, în, în sânul nostru și i-am refugiat sau, sau da, le-am dat un refugiu în, pro, în adevăratul sens al cuvântului nu arat, nu e asta partea plină a paharului pe care noi trebuie să o demonstrăm? De ce noi trebuie să arătăm că iată merg refugiații acolo pe mașinile de lux, știi, pe Chișinău? Pe noi asta nu ne privește, asta e treaba lor, lasă-i în pace. Scoate în evidență faptul că uite băi, noi și ce bravo suntem. Noi trebuie, trebuie, să dezvoltăm o sămânță de, de dragoste față de propriul eu, știi? Atâta Nesutinka, kad nesantiem nu kapavėliai, ka nesantiem leniški, nesantiem alkoholici, nesantiem moldovieni, mal, nesantem paradigmi, nesantem šablani, kad neegzistuoja, nu nesantem kapu mūsų. Kad bio, taip bio, bet jau ceret, jau ti jau diamą ir nutidu, kai nanticeri, ir ceret, kaip su bejau Anglija, kaip su bejau Irlanda, kaip su bejau Antarktidai, Skandinavija, Islanda, in Norvegija, ir, kredi man, mes esame mici kopiai palanga jie. crede -mă. Nu, de exemplu, Finlanda e unul din producători numărul unu de vodka. Nu Dar cum? Dar ei dau bătaie acolo serios, înțelegi? Faptul că la noi da, e, uite, eu cred că noi, la, cu adevărat, la ce suntem coregenți și avem de reparat asta, că prioritar, asta e educație. Noi dacă punem o educație, un sistem de educație bine pus la punct, eu, eu îți spun că noi putem face și lucruri măriețe pentru că noi suntem o sămânță de o amestecătură de vectori. Mm, cum să-i spun? De na nu de națiuni, dar de, de. dar și de națiuni, tot, nu? Uite, noi am fost aici ocupați și de turci, și de ruși, și apoi avem acces la școala americană, pe urmă, evreii cumva tot au venit cu școala lor aici, știi, pe parcursul istoriei. Și eu cred că noi suntem o sămânță foarte capabilă de a asimila orice tip de informații, dar orice tip. Dacă vine școala chineză mâine în Moldova, eu îți garantez că moldovenii ar putea să devină foarte buni elevi în în educația chineză, știi, sau, mă rog, în metodologia lor de, de, de educație. Dacă vine, nu știu, nu știu, nu mai zic de Africa, dar în sens că noi suntem așa de adaptabili la tot felul de, 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 de ideologii de educație, că noi, dacă am luat de acolo un pic, de acolo un pic, de acolo un pic și am... nu trebuie să facem copy-paste. Copy-paste-ul e un concept greșit, că iau, să facem ca în Uniunea Europeană, ca în Franța. Nu! Pentru că s-ar putea să nu fie adaptabil uh, mentalității noastre. Corect. Nu poți torni la două flori diferite aceeași cantitate de apă. 100% de procente. Și noi ar trebui să fim așa, știi, pac, de acolo un pic, de acolo un pic și să ne facem cei ce ne se potrivește nouă. Cei ce ne se potrivește mentalității și caracterului nostru de moldoveni. Și atunci eu spun că s-ar putea să facem chestii frumoase. Uite la noi fără capacități, noi deja și satelit acolo au făcut la, la UTM. Și băieți au făcut un un, un, un SOF din asta. ai văzut din ăla cu patru roți pe electricitate? Uh, au făcut din componente, ai văzut? Eu asta n-am văzut, dar am văzut... Am văzut uh, o chestie. chestia, să vin cu la cu elicopterele. Elicopterele, elicopterele criuleni, la Criuleni. Băie, costumă, elicopterele la Criuleni. Dronii băieții fac acum și, și trimit livând după hotare în Moldova. Deci eu îți spun, noi aici putem să facem lucruri mari. nu numai, iarăși, trebuie să creștem educația și să investim în copii. Eu știu că e dureros, că mulți mă întreabă, da, dar de ce, de ce nu spui nimic de bătrâni? cum spune de bătrâni, eu nu mă ocup cu asta, adică nu e domeniul meu de competență, știi? Clar că eu vreau să îi îmbrățișez pe toți și le dau la toți câte 10.000 de euro să duc o bătrâneță mai, mai, mai ușoară. Da, dar bătrâni știi cum o să schimbi? că dacă noi investim în generația asta care îți vin, când uh -huh. ei cresc cu mare, noi să fim bătrâni și o să i grijă noi. E ca asta stai? e ideea. Ah. Cine nou o să ne plătească pensiile? trebuie să investim în copiii ăștia care, să, care, care, cresc și care mai ales care nu au putere, care părinții nu pot să le dea o, o educație, o, o, mâncare normală la urmă urme, știi, o haină normală. Deci noi acum chiar zile, weekendul acesta, organizația noastră a colectat uh, Rechiziti pentru școală, uh, tot felul de rucsacuri, știi, extrem. Da, da, eu acum văd că n-au de cei mulți da. să... A strâng primul rucsac pentru copii. Da, și uite, încet, încet, pas cu pas, încet, șorul, fără nervi, fără gălăgii, prin mult comunicare, prin multe negocieri, dar pas cu pas eu cred că noi putem urni carul din loc și eu văd deschideri la tare multă lume, în comparație cu anii precedenți, că tot mai ai întrebat ce s-a schimbat, cât cât am fost explicat Văd mai multe deschidere. Înainte toți spuneau, eu sunt ocupat, n-am timp să vorbesc, dar de fapt nu era. Acum toată lumea găsește un 20-30 de minute să vorbească, să te asculte. Asta e foarte frumos, pentru că așa se nasc ideile mari, așa apar genii, apropo, așa apar genii. Toți da, genii ăștia mari au venit, au bătut la uși, au vorbit, au prezentat ideea și undeva ideea s-a agățat, au găsit un finanțator și a explodat. Aveam exemple câte vrei. Toate companiile mondiale mari, de renume, toate așa au început. Așa că și noi trebuie să facem chestia asta. Susținem ideile, susținem tineretul și copiii și o să vezi că e, nu degeaba la voi aici se numește clasa viitorului, pentru că chiar, chiar există un viitor și trebuie să credem în el, pentru că eu nu înțeleg. Eu tot am fost cândva, apropo, pesimist. Pe urmă, cumva m-am maturizat, știi, și am înțeles că asta e nonsens nu are sens să trăiești viața fiind pesimist. Pentru că adică, hai, dar nu știu, să ne împușcăm, să sărim de pe bloc azi. Asta o să tăiem. <coughs> no, nu, <t> <laughs> uh, Da, pesimismul asta înseamnă că tot crezi așteptări negative. Absolut. Care e cea mai probabil că 99 din ei nu se realizează, știi? Dar dacă ești optimist. Și trăiești într-un film de horror, practic, toată viața. Exact. Da așa te... Fantasy. Fantasy, visează, visează frumos. Încearcă, îndrăznește, ai tu pe eu. Dacă n-ai tu pe eu, sfatul meu așa, în, în paranteză așa de la mine, fii și un pic obraznic așa cu măsură, dar mergi după, după țelul pe care ți-l ai pus și după visul pe care îl ai. Știe? Mergi și îndrăznește, pentru că așa funcționează lumea. Și oamenii care au ajuns cu adevărat mari, și care au companiile de azi care sunt cele mai celebre și cele mai bogate de, de pe piață, toți au fost peiești și toți au și-au și urmat visul. <coughs> știi, vreau să te întreb, vreau să te întreb, că voi lucrați ok, copii orfani, dar, uh, da, de copii și sunt copii care nu sunt orfani, dar care uh, teoretic tot sunt fără părinți pentru că părinți psihotare. Da. Și mai ales din mediul rural, ei... Uh, nu tot, lumea nu pleacă psihotari, de viață bună, știi, de ce? Adevărat. Dar este legea care spune că educația e obligatorie până la 18 ani. Dar sunt foarte mulți copii care abandonează. Sunt care abandonează. Și este asistență socială care trebuie cumva să monitorizeze treaba asta și desori se întâmplă că nu se reușește. Adică nu se face, nu știu. Vezi că există totuși o diferență. copii care au rămas sau bunici sau stau la mătuși, la munchi și cumva există o tutelă, dar temporară sau legală sau pur și simplu verbală prin rudenii, hai să zicem așa. Asistent, asistența socială, noi lucrăm și cu asistența socială din sate, din raioane și așa mai departe. În primul rând trebuie să se ocupe de de dreptul copilului la o viață normală, adică copilul trebuie să fie, să fie spălat, mânca, să mănânce, să aibă ce mânca, să aibă unde trăi, un acoperiș, asta e primordial, asta e dreptul tău la viață, înțelegi? Fără uh -huh. asta nu poate exista nimic altceva. După care când atinge vârsta școlară, preșcolară, școlară, da, dreptul la educație. Dar asistentul social nu poate să, nu are părghia legală, cum poți tu un copil? Da, tu îl verifici, tu pui presiune pe tutelă ca copilul să fie supravegheat, să fie trimis la școală, să insiste, să lucreze cu el. Dar tu, ca asistent social, ce părghie poți să ai ca să, ca să îi impui pe un copil să meargă la lecții? Asta, e, asta ține de familie, înțelegi? Iarăși, revenim un pic la pasatul responsabilității. Uh, Tari mums, kad kai jau kailaško alo neka nuvatas, kai jau ka profesoriai čia nu, neusbūni, kai jau kaila splektis to ir šašamą neparti. Dėl de običiais ta parincija išpasezė propria lorė, responsabilitati, piūmeri profesoriai. O kai jau dau laško alo, kai jau platesk. Nu, edukacija di bazė, estim familijai. Familia este num, educația numărul unu, se am familie. Școala te ghidează, școala te îndrumă: îți dă, îți deschide, îți dă acces la cărți, îți deschide cumva ușile, dar educația de bază în familie. Și atunci, cum poți să dai vina pe, școa, pe școală că copilul nu merge la școală? Asta e un pic de disonanță, știi. Tu ești responsabil ca părinte, ca copilul tău să meargă la școală. Asta e datorie și obligația ta. Din păcate cum ai zis știu, suntem campioni la Davina pe, pe yes, alții, da. Da. Dar, da, asistentul social, în primul rând, tu îți dai seama că asistentul social lucrează pe niște salarii e mizerie, nu știu, vreau, nu știu cât, dar tare mici. Cazurile sunt foarte multe, cazuri de abandon Dikopijai, toncelėšia, kolaifo karo unė, tai jau besimergai, esi ten su čia, kam parinsi, aš labanodanezi kopijai. Sviedėps, aš kolėdžiu šią, man tik, kad tu pats siležko pilus, pusėms nu, vainišo... Na, aš tiesiog priviazu dreptodį parintį. Tai dekadė yra de dreptagi okay. de parinktieji. Tada tu, kas minėjai, ką šiol, kam šeptikopijai išduo įdavau. O sen tada šeši? Ne. Adică... Nu, eu, eu. cum să nu, n-ai cum să-l amendezi. Cum să-l El pur și simplu de copilul gata în grijă statului. El nu mai este tutela copilul. El este tată și mama biologic, dar statul este tutela copilului. Asta i strașnic. Îți închipui? Asta, asta nu știu, nu știu. Eu nu sunt părinte, dar eu nu înțeleg în capul meu. Eu am o imaginație bogată în genere și pot să mă imaginez în diferite ipostaze și diferite cazuri, dar așa ceva nu pot să-mi imaginez să ai copii, să-i crești și să-i să, să, renunți la ei pentru că, nu știu, nu ai să le pui o coajă de pâine pe masă. Asta e oribil. Și de asta scopul nostru, și nu numai că scopul, dar așa va fi, așa va fi și vom lupta până la ultimul orfelinat închis. Orfelinatele nu trebuie să existe. Asta este închisoare. Na, nu, paimti ir lainkis, akolo ir gatva, ir dai drumą, pisti 18-ąją. Tai yra. Distružeriai, gyvena - žmane aska. - Tai yra trys, bet yra realybė. - Tai yra realybė. - Ir yra gerai, kad yra žmonės, kurie juos keičia. - Tai yra realybė. 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 în mediul acesta de protecție drepturilor copilului să ne îmbogățim. Crete-mă te rog frumos că eu bani ne-am văzut în străinătate. Noi am venit aici pentru, pentru că vrem să ajutăm. Și asta, asta e, asta o chestiune de suflet și asta e o, și o obligațiune morală, știi, că să ajutăm cei care nu pot să se ajute singuri pe ei. Și de asta e un demn lumea și îndemn să ne ajute, să contribuie, să devină uh, partenerii noștri, să devină cofinanțatori la proiecte, uh, dar chiar să devină individual patroni să ne susțină cu 5-10 euro pe lună pe, pe, pe ca adică să intervină aș, nu doar persoanele juridici absolut, așa, așa, fizic pot, dar, orice om cât poate tu ți închipui dacă noi avem, de exemplu, 120 sau 130 de patroni, da, care lunar donează între 5 euro și 50. Ăștia sunt un fel de comuni, mică noastră comunitate care în fiecare lună donează, știi? Uh, pentru că asta e conceptul, că nu ai dat odată și ai dispărut, știi, și eu, adică eu te-am ajutat cineva. Știi să Da, nu, 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 sistematic. iar că acela e ajutorul de bază și acela e ajutorul cel mai binevenit și cel mai palpabil, palpabil pentru că e greu să ceri la un om de exemplu să-ți de 50 de euro pe lună dar 5 euro asta sunt 100 mai puțin de 100 de lei asta nu, nu schimbă viața cu nimic în principiu, dar tu să vezi cu 100 de lei când vin 120 de oameni și toți spun câte 100 de lei noi cu banii ăștia noi schimbăm un destin cel puțin uh -huh. cel puțin un destin pe lună și asta e, asta e un impact grozav ți-ți pare că 100 de lei asta e nimic dar când se grămădește, când e om cu om și când vin banii la un loc, credem că lucrurile se schimbă masiv. Eu am văzut cu ochii mei, pur și simplu, uite, noi lunile trecute și câteva biciclete am, am cumpărat pentru și le-am dat la copii, știi? Uh -huh. Eu am văzut cum pe loc, într-o secundă, s-a schimbat viața unui copil. Dar știi de ce? Pentru că atunci când i-am dat biciclete, el a început a visa. În capul lui s-a schimbat tot el, el a început să se vadă pe el motociclist, șofer, cosmonaut și așa mai departe. Și așa mai -e departe. prins foc în ochi sau A 100 de 100 de procent. Doi. Am dat, de exemplu, o bicicletă sau două biciclete la o familie cu șapte copii. Îi învățăm că trebuie să te împarți. cu cei mai mici, că trebuie uh, să-ți aloci timp. Tu 15 minute, tu 15, faceți un grafic. Asta e o disciplină. Tu înțelegi? Noi, noi, noi nu doar ajutăm, dar noi și educăm, noi instruim, pentru că iarăși spun și menționez, ceea ce facem noi este pe termen mediu-lung. Adică rezultatul îl vezi da, impactul o să-l vedem și de asta noi, 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 suntem obligați să creștem o societate sănătoasă în Republica Moldova, aptă de muncă, pentru că munca duce la bunăstare și noi toți vrem să trăim bine. Mersi, dragos. Mulțumesc, Alex, și sper să iasă ceva frumos. Să iasă ceva frumos.